Vă salut cu ocazia celei de-a doua întrebări din acest an. Am de gând să vă pun vreo 50 de întrebări în anul 2021, cam una pe săptămână. Întrebarea se referea la trei becuri. Spunea că cele trei becuri se găsesc într-o cameră, dar întrerupătoarele care le controlează se găsesc în altă cameră. Și întrebarea era, dacă ne ducem în fața întrerupătoarelor, facem acolo ce dorim, cum putem afla printr-o singură intrare în cameră care întrerupător pe care bec îl controlează? Am primit mai multe răspunsuri, toate bune, toate corecte. Le menționez pe cele care au sosit prin comentariile la clip. Ele aparțin lui Maniura Antonio, Dumitru Antonie și Gabriel Gheorghean. Și ei au și descris, au dat, ca să zic așa, modul de lucru pentru a afla care întrerupător pe care bec îl controlează. Înainte de a vă da și eu răspunsul, trebuie să vă spun că am pus această întrebare cu un scop. Și anume, am vrut să vă arăt că nu trebuie să uităm niciodată că un aparat face de regulă și altceva decât ceea ce ne așteptăm să facă, adică decât ceea ce reprezintă scopul funcționării lui. Întrerupătoarele n-ar putea fi identificate, toate trei, dacă becurile ar produce doar lumină. Dar becurile, mai ales cele cu incandescență, produc și căldură. De fapt, randamentul becurilor este atât de slab în lumină, încât ele sunt mai mult aparate de încălzit decât aparate de iluminat, pentru că randamentul lor este de doar 1-2%. Asta înseamnă că din energia electrică pe care folosesc aceste becuri, cam 98% se transformă în căldură și doar restul în energie luminoasă. Așa că dacă plătim 100 de lei pentru funcționarea unui bec, plătim doar 2 lei pentru lumina pe care a produs-o, restul este plata pentru căldura pe care ne-a dat-o becul. Iar, dar n-ar fi o problemă, pentru că oricum avem nevoie de căldură, dar vara când mor de cald și mai și plătești pentru un pic de căldură în plus, nu pare să fie o idee prea bună. Randamentul atât de scăzut al becurilor cu incandescență este principalul motiv pentru care ele sunt înlocuite cam peste tot în lume cu becuri cu LED. LED vine de la diodă emițătoare de lumină, Light Emitting Diode, și LED-ul are un randament mult mai bun decât becul cu incandescență, uneori chiar de peste 10 ori mai bun. Dar tot se mai produce căldură, pentru că nici în cazul LED-urilor nu prea trecem cu randamentul de 30%, ceea ce înseamnă că încă se mai produce destulă căldură. Așa că puteam, în principiu, identifica întrerupătoarele din întrebarea noastră, chiar dacă becurile erau becuri LED, numai că becurile cu LED-uri au de multe ori puterea foarte mică și dacă becurile aveau doar câțiva wați, atunci căldura produsă era atât de puțină încât era greu să-ți dai seama care bec a funcționat și care nu a funcționat. De ce produc becurile căldură? De câte ori transformăm o formă de energie în alta, o facem cu pierderi. Nu putem să facem această transformare integral, cu randament 100%, iar pierderile se manifestă de obicei sub formă de căldură. Gândiți-vă la orice aparat electric, aspiratorul de praf. Se încălzește, se încălzește. Calculatorul se încălzește, se încălzește. Telefonul se încălzește. Despre becuri tocmai am vorbit. Deci întotdeauna avem pierderi când transformăm energia electrică în altceva. Și pierderile, încă o dată spun, se manifestă sub formă de căldură. Există o singură excepție la această regulă atunci când vrem să obținem căldură. Aparatele care transformă energia electrică în căldură, aparatele de încălzit, au randamentul 100%. Am vorbit despre acest lucru în clipul aparate de încălzit, care este al doilea din seria Lumea nu este cum crezi și linkul îl găsiți în descriere. Deci putem transforma integral o formă oarecare de energie în căldură, dar
Să știți că nu putem transforma niciodată integral căldura în o formă oarecare de energie. Și asta nu din cauza tehnologiei. Este o lege a naturii. De fapt, este o consecință a principiului al doilea, al termodinamicii. În seria dedicată termodinamicii urmează chiar cursurile despre principiile termodinamicii, așa că dacă vă interesează mai multe în legătură cu acest subiect, sunteți invitați ca în curând, atunci când vor apărea aceste cursuri, să le urmăriți. Putem deci identifica întrerupătoarele dacă pe unul îl folosim ca să punem becul să lumineze și pe altul ca să punem becul să încălzească. Iar al treilea nu mai trebuie identificat, dacă sunt identificate două, nu? Atunci el se identifică prin excludere. Și atunci procedăm în felul următor, de pildă. Știm că becurile sunt inițial stinse. Apropo, poate că descrierea stărilor unui bec prin aprins și stins vine tocmai de la faptul că primele becuri au fost becuri cu incandescență. Și filamentul becului cu incandescență este încălzit la temperaturi foarte ridicate. Este aprins. Nu se aprinde și nu arde pentru că balonul de sticlă care îl protejează închide în interior un gaz sau un amestec de gaze inerte. De cele mai multe ori azot. Deci nu există oxigen. Dar dacă se sparge balonul de sticlă, atunci filamentul, care are peste 2000 de grade și este de obicei din wolfram, se aprinde, chiar se aprinde, arde, într-o clipă se transformă în oxid de wolfram. Și atunci procedăm, revin la întrebare, în felul următor. Comutăm întrerupătoarele 1 și 2. Asta înseamnă că în cameră s-au aprins două becuri. Nu știm care, dar s-au aprins două. Și le lăsăm așa, să zicem, 5 minute. După care comutăm întrerupătorul 2, adică stingem unul dintre becuri, nu știm pe care, dar l-am stins pe unul, și intrăm în cameră. Un bec arde. El este cel controlat de întrerupătorul 1, care a rămas pe poziția aprins, ca să zic așa. Dintre celelalte două, unul este cald, pentru că a funcționat până acum. El este cel controlat de întrerupătorul numărul 2. Și celălalt, care nici nu luminează și nici nu e cald, este cel controlat de întrerupătorul numărul 3. Sigur că există și procedee un pic diferite, dar ideea este aceeași. Identificăm un bec folosind lumina și altul folosind căldura. Încă ceva în legătură cu becurile LED. Ele sunt, așa cum am arătat, mult mai economice decât cele cu incandescență, au randamentul mult mai bun. Dar totul are un preț. Nimic nu aduce doar avantaje. Întotdeauna există avantaje și dezavantaje. Și principalele dezavantaje ale becurilor cu LED sunt, odată că sunt mai scumpe decât becurile cu incandescență. Pot să fie chiar mult mai scumpe. De ce? Pentru că sunt mult mai complicate. Într-un bec cu incandescență am câteva metale și sticlă. Pe când într-un bec cu LED am LED-ul, care înseamnă deja un semiconductor, am un chip care controlează LED-ul, circuite electronice, pentru că LED-ul are nevoie de curent continuu și are nevoie de o tensiune mai mică decât tensiunea de la rețea și așa mai departe. Și fiind mai complicat, este deci mai scump. Al doilea dezavantaj este că este un consumator mai mare de materie primă. Așa cum am spus, într-un bec cu LED avem tot felul de substanțe, unele dintre ele destul de prețioase și destul de rare sau destul de greu de obținut. Apoi, al treilea dezavantaj este că becurile cu LED au un spectru diferit de cel al luminii naturale. De fapt, un LED nu ne dă decât un domeniu destul de îngust de frecvențe, de lungimi de undă, adică pe înțelesul tuturor ne dă o culoare. Și atunci, ca să obținem o lumină cât mai apropiată de ceea ce numim lumină naturală, trebuie să facem tot felul de lucruri. De pildă, trebuie să combinăm mai multe tipuri de LED sau trebuie să folosim fosfor și lumina pe care o dă LED-ul este absorbită de fosfor și redată pe urmă într-o gamă mai largă și așa mai departe.
toate astea, bineînțeles că ridică prețul becului cu LED. Dar orice facem, spectrul dat de becurile cu LED nu este identic cu cel al luminii naturale și din cauza asta culorile, anumite nuanțe pot fi deosebite mai greu în lumina dată de becul cu LED. Dar una peste alta, avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, așa că deocamdată vom folosi becurile cu LED pentru un timp. Să trecem acum la întrebarea de azi. Întrebarea este legată de felul în care se adună apa când plouă în vase de diferite forme. Vedeți în imagine 12 vase de diferite forme și dimensiuni numite cu litere de la A până la L. Desenele sunt făcute la scară în așa fel încât dacă aveți impresia că două dimensiuni sunt egale pe desen, atunci puteți presupune că ele chiar sunt egale. De fapt, dacă vreți, puteți să și măsurați pe ecran dimensiunile, dar nu e nevoie ca să puteți răspunde la întrebare. Acum presupuneți că aceste vase goale sunt puse afară, în curte, pe o suprafață orizontală și că vine o ploaie bună de vară. Mai presupuneți că nu bate vânt deloc, ceea ce înseamnă că toate picăturile cad exact pe verticală. Și mai trebuie să facem încă o presupunere că nu plouă atât de mult încât vasele cu forme mai complicate să se umple în partea lor de jos. Adică în niciunul din vasele B, H, I și K nu se adună apă până la nivelul la care vasul își schimbă forma. În aceste condiții, încercați să ordonați crescător vasele în funcție de nivelul apei din ele la sfârșitul ploii. Deci găsiți întâi în care vas nivelul apei va fi cel mai scăzut și așa mai departe. Succes! Vă mulțumesc pentru atenție! Răspunsul săptămâna viitoare! La revedere!